asta, de la Tașaul spre Bogeala, veți fi preluați de către un alt echipaj de poliție controlat, da? Pe DN22C spre Tulcea, sute de mașini au format coloane imense, așteptând ca circulația să se deschidă, pentru ca șoferii să poată merge spre casă sau spre locuri unde aveau urgențe. Unde vreți să ajungeți? La Bogeala. Și ce vi s-a spus? Da, așteptăm coloană dinspre Tulcea. Și a spus că o să ne dea drumul în coloană. Unde vreți să ajungeți? La Tulcea. Și ce vi s-a spus? Dacă nu avem lantul, nu trece. O să trecem în convoi. Vedem acum. Vedem cum va fi. Dacă nu avem lanturi, nu trece. S-a spus că se merge controlat și că așteaptă un convoi să vină dinspre Tulcea încoace și pornim noi coloana asta încolo, după ce trece convoi de la Tulcea încoace. După lungi așteptări și nervi întinși la maximum, utilajele de dezăpezire care au verificat șoseaua au dat semnalul de plecare, iar coloana lungă de kilometri s-a pus în mișcare. Chiar dacă s-a putut avansa o porțiune din drum, norocul nu a fost până la capăt de partea șoferilor, iar după doar câțiva kilometri a început din nou calvarul. Ia spuneți cum e? E jale. Jale cu jamare. Nu cred că o să reușesc. Vreau să mă duc înapoi acolo, să rămân acolo. Nu-i dat cu nimic. Jos, gheață. Am vrut să vedem ce se întâmplă și ne întoarcem. Nu trebuia să ia drumul la tiruri. Sunt tiruri blocate. Da. Și-a blocat definitiv drumul. Bă, nu e. Ce vreți să facem? Ne întoarcem. Altă șansă. Nu le-a dat drumul, acum le-a oprit pe toate. Treaba știi care este? Tirurile să păstreze distanță între ele și să-i dea tare aici, că nu o să urce niciodată. Zi-l ăla să plece cu tirul! Să tragă puțin pe dreapta ca să urce ăștia! Gheață, cauciucurile patinează direct pe asfalt, pe gheață. Lanțuri? Lanțurile le-am rupt ieri. Tot aici le-am rupt. Le-am în benă. Deci le-am rupt tot datorită faptului că a ajuns la gheață. Gheața, lanțurile nu mai rupe gheață. În cele din urmă, drumul a fost deblocat cu mare greutate. La 24 de ore de la incidența celui mai recent cod de viscol, se poate circula pe DN22C Constanța-Tulcea doar asistat de drumari și autorități.